dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi fac un clip cu o comandă de la Avon din campania C7. Nu am mai filmat de mult o comandă și m-am gândit să o fac în seara aceasta. Tocmai ce am venit de la servici și între timp a ajuns și comanda mea acasă și atunci m-am gândit să mă pun repede pe filmat și apoi să mă odihnesc și eu puțin. În rest, sper că sunteți bine și să începem. Produsele le am undeva jos și o să mă cam aplec după ele, că nu am avut unde să pun, o cutie destul de mare. Un lucru este al meu și este un colier. O să-l vedeți. Imită scoica. Ia să vedem. Și mi-a plăcut că este... Așa este. Imită scoica. Sau chiar e scoică, nu știu, nu-mi dau seama, cred că e scoică. Are o scoică scoică și o scoică aurie. Mi-a plăcut destul de mult. Cam așa arată. Nu știu, să văd cum vine. Acum că mă uit la el, parcă în catalog era mai drăguț. Nu știu, parcă mi-a plăcut mai mult în catalog. Dar da, e drăguț, e interesant și sigur o să găsesc o ținută la care să-l port. Apoi am comandat și niște pungi. Mi-am comandat eu o cremă epilatoare pentru față. Am auzit numai lucruri bune despre această cremă epilatoare și am foarte multe cunoștințe care o folosesc. Și am zis să-mi o cumpăr și eu să văd ce părere îmi fac și să vă spun și vouă. În general folosesc benz cu ceară rece, special pentru față. Îmi plac foarte mult cele de la Oriflame, dar de data aceasta am zis să încerc și eu acest produs și să vă spun părerea mea. Mi-am ieșit clar din mână cu filmatul, deci nu știu, sunt parcă dantoasele toate, dar să continuăm. Și mi-am mai cumpărat un gel de curățare din acesta micelar, care este nou apărut și cred că este pentru o piele sensibilă, da. Și spune că îndepărtează chiar și machiajul, fără parfum, fără alcool. Și da, o să vedem cum este. Mai nou, produsele Avon, cel puțin acestea din gama Nutra Effect, nu mai sunt testate pe animale. Au aici simbolul, sper că absolut toate nu mai sunt testate pe animale. Eu tare mult m-aș bucura să fie așa. Apoi mi-am cumpărat o apă de corp, un spray de corp cu Aloha Monoi. Am luat pentru că mi s-a părut interesant parfumul, mirosul, m-am gândit eu că ar fi interesant. Da, acum încă miroase alcool. Mie îmi place foarte mult cocosul în produsele pentru îngrijirea corpului, chiar și în parfumuri. Și atunci acesta, având cocos, m-am gândit că o să fie o variantă foarte bună, mai ales acum că vine vara. Și da, miroase nu neapărat a cocos. Mai repede a flori de tiare miroase, așa mi se pare, dar are un parfum foarte plăcut, fresh, ca și cum a ieșit de sub duș, dar un fresh feminin, floral. Da, miroase foarte interesant. Și a avut un preț foarte bun în catalogul pentru reprezentanți, pentru că am putut să-l comand înainte din broșura noastră și a fost, nu știu, 6 lei sau chestie de genul. Apoi am avut pe comandă două seruri din acestea de păr. Am o colegă de servici care îl folosește, îi place foarte mult. Îmi place și mie, l-am și eu și sunt foarte ok. Unul a fost 13 lei sau 14 lei. Apoi am mai cumpărat și niște punguțe mici. Apoi a fost o ofertă în catalog. Dacă cumpărai două parfumuri de la anumite pagini, puteai să le iei cu 90 de lei pe amândouă. Și o altă colegă de servici a comandat Rare Pearl și Rare Gold. Acestea, să știți că îmi plac și mie foarte mult, au o persistență foarte bună, dar sunt într-adevăr niște ape de parfum mai... mai de doamnă, mai nu le văd neapărat purtate de o domnișoară, dar mie îmi plac foarte mult, chiar dacă nu sunt bătrână, deci nu sunt niște ape pentru doamne mai, cum să-mi explic,
Sunt niște ape de parfum foarte elegante și dacă ești o persoană care are o eleganță și îi place să îmbrace elegant, să fie elegantă, să aibă acea prestanță, cu siguranță aceste ape de parfum vor completa ținuta. Mie îmi plac foarte, foarte mult. Apoi o prietenă de-a mea a fost tot așa în oferta pentru reprezentanți, setul acesta de 3 spumante, nu mai știu ce preț a avut, 20 de lei, cred, nu mai sunt sigură. Îl avea pe acesta cu liliac, pe acesta cu mango și mai avea unul cu cherry blossom, acesta. Acestea trei. Și la 500 de mililitri fiecare și o altă colegă, cea care a comandat și aceste seruri, a comandat și o spumă de baie din aceasta cu bujor și rodie, care miroase foarte bine. Mie îmi plac foarte mult spumele acestea de baie, toate miros bine, fac spumă, sunt foarte ok. Nu știu, eu una chiar mă relaxez când mă bag în cadru și pun o astfel de spumă în apă. Îmi plac foarte mult toate. Apoi, pentru că am avut mai mult de 200 de lei comandă, am primit cadou o spumă de baie și cu bujor și floare de lotus. Ia să vedem cum miroase, n-am mai avut-o. Miroase foarte bine, feminin. Îmi place, cred că o să o folosesc ca gel de duș, pentru că nu spune nimeni că trebuie să le folosești neapărat ca loțiuni, ca spume de baie. Bineînțeles, probabil usucă mai mult pielea aia față de un gel de duș, dar eu nu am problema asta pentru că mă hidratez foarte bine cu o cremă. Și am primit și acest Body and Massage Oil cu Radiant Gold. Eu mai am ceva de masaj de la ei, dar nu este acesta, tot din gama aceasta de la Planet Spa cu aur, dar este fără aceste particule. Acesta cred că este potrivit așa vara, spre pielea bronzată, să te dai cu el. Nu știu cât o să-l folosesc, dar o să vedem. Apoi am putut să comand cu doar 6 lei pentru că mi-am luat loțiunea asta, gelul acesta micelar și mai am niște prose din gama aceasta pe care le-am cumpărat eu pentru mine. Am putut să iau și această gentuță pentru cosmetice, foarte drăguță. Eu le cumpăr când sunt la ofertă, când reușesc să prind vreo ofertă interesantă, le cumpăr și întotdeauna găsesc ce să fac cu ele. Ori îmi pun machiaje în geantă, în ele, ori alte chestii personale care nu vreau să fie împrăștiate prin toată geanta. Apoi mi-am luat și o spumă de baie, ia uitați cât e mastodontul, de 1000 de mililitri. Tot din aceeași gamă cu acest spray și să vedem cum miroase. Vai, miroase foarte bine. Deci chiar miroase așa ca în Caraibe. Nu știu, n-am fost în Caraibe, dar mă gândesc că așa miroase Caraibe. Da, foarte bine miroase. Îmi place foarte mult. Cred că o să folosesc ca gel de duș. Nu știu dacă o să o pun în cadă. O să vedem, mai ales că acum a venit vara și nu prea mai fac băi fierbinți. Da, vedem. Apoi, tot pentru mine, mi-am luat o mască de păr. Aceasta, știți că o folosesc, v-am mai prezentat-o în clipurile mele. Este o mască de păr foarte bună și a fost doar la 13 lei. Este cu ulei de argan. Așa arată, v-am mai spus despre ea, mi-a scris de asemenea că vă place și vouă foarte mult. Apoi tot o prietenă și-a comandat acest spumant de baie cu animăluțe pe el din broșura pentru reprezentanți. Îi mai fac poze și îi trimit exact ofertele care știu că pe ea sigur ar interesa-o. Și ia să vedem cum miroase. Și miroase foarte bine. Nu știu, miroase așa jucăuș. Ea a luat-o pentru un copilaș. Cu siguranță o să-i placă și o să se bucure de el, că e tare drăguță. Apoi, ce credeți? A revenit în catalogul de la Avon uleiul acela de care vă tot zăpăceam eu că îl folosesc și că îmi place și n-am mai fost un timp și mi-a părut rău și am încercat să caut alte variante. Ei bine, este tot la prețul de 20 de lei și este un ulei de machiant foarte bun. Sper de fapt că și-a păstrat aceeași formulă, doar că au schimbat ambalajul. O să vedem când o să încep să-l folosesc, o să vă spun oricum.
Apoi mi-am luat acest spray de păr. Îmi place foarte mult pentru că descurcă foarte bine părul. Eu am probleme, mi se încurcă părul când mă spăl pe cap, chiar dacă folosesc balsam, câteodată se mai încurcă pentru că, sau mască, pentru că sunt vopsită și, da, mă uit în ecranul televizorului și se încurcă pe aici, se mai încurcă și dau cu acest produs și se descurcă imediat. L-am mai avut în trecut, mi-a plăcut și m-am gândit să-l recumpăr, mai ales că l-am văzut la ofertă în catalog cu doar 8 lei. Așa, ce este? Un scrub micelar, nu mai știam ce am comandat, din aceeași gamă cu acest gel micelar. Le-am luat să le încerc, par foarte interesante, mai ales ambalajul așa arată foarte bine și miroase foarte plăcut, foarte fresh. O să-l testăm și o să vedem. Acesta a avut prețul de 19 lei, dacă nu mă înșel. Apoi pe comandă am avut două creme din acestea de la Avon Encanto. Și era cea cu mosc și cu blackberry. Au 30 de mililitri, sunt foarte hidratante, miros foarte bine. Le-a luat o colegă de serviciu pentru că eu am această cremă de mâini, o aveam la birou, i-a plăcut foarte mult și m-a rugat să-i cumpăr și două când sunt în ofertă și au fost cu 13 lei una. Apoi mi-am cumpărat acest parfum, este o ediție limitată pentru că Avon, această gamă Today Tomorrow Always, s-a împlinit 15 ani de când este lansată în România și atunci au făcut un parfum special pentru această perioadă și pentru a celebra această împlinire de 15 ani. Nu o să-l desfac încă pentru că mai am altele desfăcute. Mie îmi plac foarte mult acestea din gama Today Tomorrow Always, toate care au apărut după ele mi-au plăcut. Și da, l-am cumpărat, are 50 de mililitri, a fost în oferta pentru reprezentanți, o broșură cu produsele care se lansează la doar 50 de lei sau ceva de genul și bineînțeles mi s-a apărut o ofertă extraordinar de bună. Apoi mi-am cumpărat și o cremă de mâini și ce credeți pe aceea din gama Today? Apropo că îmi plac parfumurile din gama Today Tomorrow Always. Mi-am cumpărat Today-ul, crema de mâini. Chiar o să o duc direct la serviciu pentru că în cea de la Encanto nu mai am mult, mai am foarte puțin. Wow, și asta miroase foarte bine. Extraordinar. Deci miroase super. Vă recomand această cremă, miroase precum parfumul Today. Foarte bine și îmi place foarte mult, cred că și hidratează. Apoi, bineînțeles, mi-am luat și gelul de duș din gama aia. Cum să nu iau eu gelul de duș? Că eu și gelurile de duș, cum să nu iau gelul de duș, mai ales dacă apare unul nou care miroase atât de bine a Caraibe, sper, nu știu. Wow, miroase extraordinar gelul ăsta de duș. Miroase, nu neapărat a cocos, este cocos acolo, dar amestecat cu flori și cu mare, așa, cu miroase foarte bine. Deci chiar vă recomand să încercați acest gel de duș, miroase extraordinar, foarte văratic și este o cremă de duș, ceea ce înseamnă că o să hidrateze pielea mult mai bine și nu o să o usuce. Cremele de duș îmi plac foarte mult, gelurile de duș cam usucă pielea, dar cremele de duș chiar sunt ok și au un preț foarte bun în catalog. Apoi am luat și această mască, eu și măștile de păr, cumpăr 10.000 de măști, e sigilată, da, nu o să mai mă chinui să o desfac, este sigilată, este o mască BB, nu știu cum este, n-am încercat-o până acum, a fost în catalog la ofertă Oblei și am zis hai să o cumpăr, să o testez, pentru că o mască bună și ieftină întotdeauna este necesar, 150 de mililitri, cred că o să fie ok. Iar apoi ultimele produse pe care mi le-am cumpărat este o bază de ploape de la Marc. Îmi plac foarte mult bazele de ploape de la ei. Știți că le folosesc baza, că e una, o singură culoare. Nu știu de ce vorbesc la plural. Așa arată. Îmi place foarte mult. Acum am ceva de la Melchior. Când aceea se va termina, se va consuma, o să o reîncep pe aceasta pentru că îmi place foarte mult. A avut un preț bun, 16 lei în catalog. Și mi-am mai luat, bineînțeles, și o pensulă pe care o să o desfac acum cu voi, care mi-a plăcut foarte mult pentru că are un capăt aici cu un burețel.
se vede, are un capăt cu un burețel și aici este un capăt mai plat. Așa, nu știu dacă vedeți, o pensulă cu capăt plat, mai plat. Eu am luat-o pentru că, și este 202, are numărul, pentru că burețelul acesta și chiar și partea aceasta o pot folosi aici jos pentru aplicarea fardului, exact aici jos. Și nu aveam, sau nu mai găseam dacă aveam, și m-am gândit să cumpăr. Ce-mi place este faptul că vine și cu aceste capete și o poți pune ceva de genul. Și chiar aceste capete o să le păstrez pentru că le pot folosi și la alte pensule când le spăl sau să nu și o pierdă forma sau când călătoresc. În două secunde, dacă mai reușim să călătorim anul ăsta, că cam greu. Da. Și cam așa. Dar nu înțeleg. Ok, stai. Două secunde, cred că ceva de genul, nu știu cum. În fine. Ceva de genul, le-am pus cât de cât cu capetele astea, deci da, le pot folosi și la alte pensule. În general, nu prea am mai făcut comenzi de la Avon, acum am avut câteva cliente care au dorit câte ceva și atunci am zis, ok, hai să dau de data aceasta comandă. Nu prea am mai făcut în fiecare lună, pentru că nu am mai avut comenzi și, sincer, nu am tot ce-mi trebuie, înțelege ce vreau să zic, mai cumpăr din când în când chestii. O să vină și o comandările la Oriflame, poate o să o filmez și pe aceea. Și acolo mi-am cumpărat câteva chestii. Și da, cam asta e, mie mi-e cald acum, vă las cu bine. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, nu este un wow, dar sper că v-a plăcut ce mi-am cumpărat, ce și-au cumpărat clientele mele și că o să reveniți cu drag pe canalul meu de YouTube. Vă pup, dragile mele, pa, pa!